Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Pot să spun, deși e praznicul de odovanie al înălțării, pot să mai spunem că Hristos a înălțat. Astăzi prăznuim împreună cu tot ceea ce înseamnă Arhiepiscopia Sucevei, dar nu numai cu ei, cu toată Moldova, cu toată Bucovina, cu tot ce înseamnă răzășia noastră duhovnicească, pe voievodul încă viu al Sucevei, pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Un dar voievodal, către o cetate voievodală, care dovedește odată în plus cât de aproape ne sunt sfinții. Când ne mai întrebăm de ce merg oamenii la moaște, ar trebui să reînvățăm un pic și să recitim în mod substanțial și adânc Evanghelia și, nu în ultimul rând, să ne aducem aminte de geografia aceasta duhovnicească pe care Psaltirea ne-o pune la îndemână. Îmi îngădui să rămân la Psalmul 106, pe care, puțin de tot, l-am atins ieri în gândurile noastre. Spune așa Psalmul, undeva către versetul 15. Lăudat fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și a ajutat să iasă din calea fără de legilor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. De fapt, dacă vreți, versetul de refren al acestui psalm acesta este: dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Unde mai pui că acest psalm vorbește atât de poetic și atât de real despre modul în care Hristos se întrupează în mijlocul acestei așteptări, pentru că El este Cel care i-a binecuvântat, i-a mulțit, le-a dăruit și i-a dăruit de fiecare dată poporului care așteaptă pâinea și vinul de care are nevoie să se împlinească în așteptarea sa. Finalul, care este binecuvântat, spune așa: dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire, vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Aș îndrăzni să spun că ultimul verset are un mare semn de întrebare. Cine este înțelept, de fapt, într-atât încât să vadă milele și purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Taina acestei purtări de grijă a lui Dumnezeu o vom prăzni în următoarele două zile. De departe, privim spre templul din Ierusalim și vedem pe apostol stând acolo, în intrarea lui Solomon, recitind psalmi, cântând, rugându-se și așteptând vântul care avea să schimbe istoria lumii, vântul pogorit Duhului Sfânt. Mâine este o nouă zi.